Și cum nu era de ajuns pentru vieții oameni care au fost afectați de viiturile din ultimele zile, ce au lovit în plin 10 de localități din județ, acum apare o nouă problemă, cea apei potabile. Apa din sute de fântâni din zonele măturate de Puhoaie nu mai este potabilă, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara recomandă curățarea acestora și dezinfectarea lor și sub nicio formă să nu fie consumată de către populație. Până atunci însă, oamenilor aflați în această situație le este dusă apă potabilă cu cisternele de către pompieri. Colegii mei de la Control în Sănătate Publică au mers în zonele indunate împreună cu celelalte instituții. Toată această acțiune a fost condusă de către instituția prefectului și s-au identificat fântâni care au fost inundate. Pentru acestea, din nou, trebuie să încercăm să așteptăm ca fenomenele, în anumite zone în care încă fenomenele meteorologice se manifestă, să se liniștească și identificarea acestora s-a realizat, au dat substanțe dezinfectante și acest lucru este un lucru de colaborare, pentru că în momentul în care fenomenele meteo nu se vor mai manifesta, se realizează asanarea fântânilor identificate de autoritățile locale și apoi dezinfecția fântânilor și după 48 de ore se va scoate din nou apa din fântână pentru a lăsa izvorul să vină cu apă curată. Este vorba de sute de fântâni care au fost afectate în urma inundațiilor, iar apa nu mai este potabilă în acele zone. Au fost zone care s-au identificat 100 de fântâni, zone care s-au identificat 30, pentru că sunt și zone în care nu există rețea de apă potabilă. Pentru localitățile în care există rețea de apă potabilă, este clar că toate persoanele din localitățile respective trebuie să utilizeze doar apa de la rețea. Se asigură și apă potabilă de către ISU Hunedoara, iar analiza se face de către Direcția de Sănătate Publică, laboratorul nostru stă, aș putea spune așa, în stand-by. În momentul în care este necesar un transport, se face imediat analiza apei care se va duce cu cisterna. Medicii specialiști recomandă să fie folosită doar apă potabilă, atât pentru băut, gătit, cât și pentru igiena personală. În cazul în care apa nu este potabilă, pot apărea diferite boli acute ale tubului digestiv.